Bună ziua! Astăzi este un eveniment deosebit, cel puțin din două puncte de vedere. Pe de o parte, inaugurăm, așa după cum am promis, partea de digitalizare pentru ceea ce înseamnă contractele de finanțare cu fonduri europene și este dovada vie că, începând cu data de 1 iunie, tot ceea ce a însemna și înseamnă contracte de finanțare, cereri de rambursare, cereri de prefinanțare, toată documentația fondurilor europene este în format digital și, pe de altă parte, semnăm contractul pentru municipiul Garați, pentru ceea ce înseamnă sistemul de management integrat al deșeurilor. Pentru început, voi face dovada semnării în format electronic a documentului. Deci, documentul a fost semnat, este unul dintre documentele care fac parte din procesul la care ne-am angajat de digitalizare a fondurilor europene. Pe calea aceasta, a ceea ce înseamnă debirocratizarea și simplificarea. Aș vrea să mulțumesc domnului prim-ministru că este alături de noi, domnului președinte și membru în Parlamentul României, domnului senator, că este prezent alături de noi pentru semnarea acestui contract. Este un proiect care este de o importanță deosebită pentru ceea ce înseamnă județul Galați. Vorbim despre un număr de 534.000 de locuitori care sunt afectați și vor avea parte de impactul, sper eu, pozitiv al implementării proiectului. Discutăm de un proiect cu o valoare de 100 de milioane de euro, primul care este proiect deblocat în cele 8 luni aproximativ de când ne aflăm la guvernare. E vorba de 180 de sate și 60 de comune care sunt de asemenea afectate și vor avea parte de implementarea acestui proiect. Eu sper ca beneficiarul să fie, să aibă puterea de a implementa acest proiect și să poată să facă astfel încât până la 31 iulie 2023 să poată să implementeze proiectul și locuitorii județului Galați să aibă parte de un sistem de colectare a deșeurilor civilizat. Eventual, domnul prim-ministru, dacă ne adresați câteva cuvinte. Așteptăm cât mai multe contracte. Mulțumim. Domnul senator. Bună ziua, asistăm astăzi la o premieră, după o perioadă îndelungată de timp în care fosta guvernare nu a reușit să deblocheze acest proiect, cu ajutorul domnului ministru Boloș, cu ajutorul domnului prim-ministru Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal, am reușit să facem
acest pas major înainte spre rezolvarea problemei de gestionare a deșeurilor din județul Galați și sunt convins că așa cum îi cunosc, așa cum îi știu, vor sprijini județul nostru și cu alte proiecte majore, astfel încât această zonă uitată de lume, Galați-Brăila, să beneficieze pe perioada guvernării liberale de cât mai multe proiecte cu finanțare europeană. Mulțumim. Încă o dată mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în ceea ce înseamnă semnarea contractului de finanțare. Și vreau să vă spun, domnul prim-ministru și onorați colegi, că pentru beneficiarii noștri, în special pentru autoritățile locale, dar și pentru mediul de afaceri, este o surpriză foarte plăcută, pentru că nu mai trebuie să se deplaseze de la adresa de Galați, să zicem Galați, până la organismul intermediar, care este în Brăila, și nici până la București, unde este sediul autorității de management, pur și simplu toți sunt uimiți, pentru că partea aceasta de drumuri pe care le făceau între autoritatea locală, organismul intermediar, autoritatea de management, a dispărut peste noapte, ceea ce înseamnă un lucru foarte mare, mai ales pentru zona mediului de afaceri. De asemenea, nu trebuie să se plimbe cu cererile de rambursare de la sediul pe care îl aveau și l-au la companie până la București, la autoritatea de management sau drumuri din acestea inutile care consumau timp. Este un prilej de bucurie și mă bucur că am reușit și că guvernul a aprobat cu data de 1 iulie procesul de digitalizare și că toate aceste lucruri care până mai ieri erau consumatoare de timp, care până mai ieri erau o formă de birocrație pe care o simțeau și o beneficiarii din plin, nu mai există în momentul de față, totul este în format electronic, așa după cum am promis, și procesul continuă pentru ca în sistemul electronic să se încarce doar acele documente care fac sens cu tot ceea ce înseamnă rigorile și condițiile pe care le avem de respectat pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene. Ba mai mult, în noul exercițiu financiar, în noua perioadă de programare, ne-am propus ca sistemul informatic pe care îl vom crea să continue cele ce ne-am asumat prin programul de guvernare, și anume să fie un modul mai smis extrem de simplist, încât beneficiarilor noștri să nu mai simtă presiunea birocrației pe umeri, ci să prindă drag de fondurile europene, pentru că sunt resursa noastră cea mai importantă pentru dezvoltare și deschiderea și transparența trebuie să fie simțită din plin pentru ca să putem implementa proiecte cât mai multe și cât mai folositoare pentru dezvoltarea regională și dezvoltarea locală a comunităților. Mulțumesc încă o dată pentru participare. Acum, dacă tot m-ai invitat, o să spun câteva cuvinte. Digitalizarea reprezintă un obiectiv fundamental pentru guvernul pe care îl conduc. Am făcut pași foarte rapid în perioada epidemiei. Aproape toate serviciile și produsele care au fost livrate în perioada epidemiei, de la certificatul pentru situații de urgență până la acordarea șomajului tehnic sau a indemnizațiilor de sprijin, programul IMM Invest, de asemenea programul de informare a cetățenilor derulat prin mass media, toate s-au derulat online, prin aplicații, care au presupus transmiterea solicitărilor prin intermediul internetului, fără deplasare fizică, și care au accelerat procedurile. Obiectivul nostru este foarte clar, să creștem calitatea serviciilor care sunt furnizate
către cetățeni, către companii, către organizații neguvernamentale. De asemenea, să simplificăm toate relațiile care există între administrația centrală și administrația locală, pentru ca să fluidizăm toate procedurile legate de proiecte de investiții sau legate de acordarea diferitelor categorii de drepturi și de servicii care sunt furnizate către cetățean sau către persoanele juridice. Referitor la fondurile europene, obiectivul nostru este să creștem absorpția fondurilor europene. Într-o perioadă foarte scurtă de timp, de 6 luni și ceva, noi am reușit să absorbim fonduri europene în valoare de 2 miliarde de euro. Trebuie comparate aceste 6 luni cu cei 6 ani în care noi nu am fost la guvernare și în care s-au absorbit 5,6 miliarde. Obiectivul nostru este să utilizăm banii europeni care sunt puși la dispoziția României cât mai eficient, să putem să finanțăm proiecte de investiții, să putem să finanțăm programe către companii, să putem să finanțăm programe care sunt adresate către angajați, programe de protecție socială, programe de dezvoltare locală și regională, programe fundamentale pentru dezvoltarea României. Mă bucur și am ținut în mod special să fiu prezent alături de domnul ministru Bolos și de domnul senator Stângă la această premieră, și anume primul contract de finanțare pe fonduri europene care a fost semnat online. Și mă bucur că ordonanța de urgență pe care a propus-o domnul ministru a devenit realitate și sper de acum înainte să dispară obiceiul plimbatului la București a diferitelor categorii de beneficiari care să fie puși să schimbe de 7 ori, ba că n-au ștampila la ei, ba că n-au semnat toate exemplarele, ba că astfel încât toate lucrurile se deruleze rapid. Și de asemenea îndrăznesc să sper că toți cei care semnează vor semna într-un timp cât mai scurt, pentru că va fi evident momentul în care semnează din momentul în care primesc documentul spre semnare. Digitalizarea, din punctul nostru de vedere, înseamnă creșterea calității serviciilor care le furnizăm către societate. Digitalizare înseamnă fluidizarea tuturor procedurilor birocratice. Digitalizare înseamnă reducerea costurilor. Digitalizare înseamnă o modernizare absolut necesară care să permită administrației să devină un susținător al spiritului antreprenorial, un susținător al tuturor proiectelor de dezvoltare și să nu mai fie, așa cum a fost până nu cu multă vreme în urmă, o frână în calea tuturor proiectelor de investiții, o frână în calea absorpției fondurilor europene și o frână în furnizarea de servicii de calitate către cetățeni.